Caz șocant în satul Vadului Isac din raionul Cahul. O tânără de 24 de ani a murit după ce a fost împușcată mortal de către unchiul soțului său. Bărbatul de 86 de ani ar fi recurs la acest gest pentru că tânăra i-ar fi furat 200 de lei. După ce a împușcat-o, acesta ar fi încercat să se sinucide. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spitalul raional Cahul. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele.